Anul acesta a fost un audit din partea Consiliului Județean la această subordonată, în care a lăsat măsură scoaterea postului la concurs. Domnul a făcut-o. A scos postul la concurs. Da? Avea dreptul să scrie oricine. Chiar și interimarul. Puteam eu să-i spun, nu făceam trafic de fluință, dacă îi spuneam unui respectiv, n-are voie, sau dacă pe lege să spunea că n-are voie să concureze interimarul, era altceva. S-a scris la concurs. Subiectul numărul 2, eu nu știu de astfel de filiere. De, dacă le știe... Nu e vorba neapărat de filiere, cred că e vorba de o practică. O practică, eu nu cunosc. Nu cunosc astfel de personaje care se ocupă cu așa ceva. Vă referiți la declarațiile privind subiectele, nu? Că se dau subiectele... Da, că e o filieră care se dau și așa mai departe. Bună, dacă eu știam, gândiți-vă foarte serios că opream acel concurs. Dar cunosc așa, nu cunosc asemenea lucruri. Dar dacă dânsul le știe și știe filiera, încă o dată, repet, să meargă la, la instituțiile abilitate ale statului, să depună reclamație, să plătească cei vinovați dacă această filieră există, iar dacă el nu se duce și tăinuirea, este pedepsită conform legii. Am spus-o de fiecare dată. Leagă mereu numele meu de 3 ani de când sunt președinte, tot încearcă, prin anumite stereotipuri, de a mă lega de ceva, de a-mi găsi ceva. Tot n-am înțeles că nu mă ocup cu prostii cum se ocupau ei. Stă mașina. Și îi îndemn în continuare să mă urmărească, că n-am niciun fel de problemă.